15 lei 1000 pure. Obține pe ei 32 de lei. 32 de lei. Câte carte obțină? Nu. Cât au mai rămas în fermă? Păi haideți să muncim, haideți. Haideți, vreau să înțelegeți. Să luăm cazul întâi. Atenție, la domnul profesor. Cum ați spus voi, 80 iepuri și obligatoriu 160 găini. Atunci, rezultă că... Rezultă că 80 ori 4... De ce 80 ori 4? Că fiecare iepuri are câte 4 picioare. 80 de iepuri, înseamnă 80 ori 4, le-ai dat 320 picioare. Picioare de la iepuri. Da? Picioare provenite. Provenite de la iepuri. Iar obligatoriu trebuie să ia 160. Pentru că din raportul acesta pe care ne l-a anunțat el, avem clar că numărul venilor e dublu. De 2 ori 80 înseamnă 160. Dar în situația asta, cu echipajul ăsta, 160 ori 2, că două picioare are o singură găină, fac 320. 320 picioare de unde? Provenite de la găini. Provenite de la găini. De la găini. Total picioare cât face aici? Total picioare. Total 640, care este mult mai mare decât 400. Că numai 400 trebuia să apă. Da? Vedeți? Situația asta nu convine. Deci, situația asta nu convine. Cazul 2. Hai să luăm un alt caz. 2. Să luăm, simțim că trebuie să micșorăm numărul de iepuri care afectează obligatoriu și numărul de găini. Așa merge în viață. Cât să luăm? 60. 60. 60 iepuri. Asta înseamnă... Flavia, te rog să vorbești. Zic, Flavia. 60 ori 2 care ne dă 120. 60 iepuri, da, 60 ori 4. 60 ori 4. Tu ai avut dreptate, trebuia să fie 120 obligatoriu găini, da? Da. Ca asta ai vrut să spun. Și acum începem. 60 ori. 60 ori 4 care ne dă 240. 240 picioare. De la cine provin astea? De la iepuri. Iepuri. Da? Și... Și după 120 ori 2, care le dă 240 picioare provenite de la găini. Care fac tot 240. Dacă 20 ori 2, fac 240. Spectaculos este. Când fiecare din situațiile care le analizăm, două până acum la număr, numărul de picioare este același. Provenit de la iepuri, deci numărul de picioare provenit de la iepuri este egal cu numărul de picioare provenit de la găini. Să mă luăm alte situații. Cazul 3. 50. Nu 3, nu 50 deodată, să zicem 55, că simțim că ne apropiem de problemă. Și aici cât ar fi? 480, nu? Da. Și am zis 480, care este mai mare decât 400. Și atunci coborâm cu multă grijă. Nu mai coborâm din 10 în 10, ci coborâm cu cine? Din 5 în 5. Hai să zicem așa. Și cazul care spunem acum, cazul 3, Cassandra. 55. Deci 55. 55 iepuri. Și găini câte? Găini? Câte obligatoriu? 55 ori 2. Adică? Adică? E 2 ori 50 face 100 și 2 ori 5 face 10, 110. Deci 110 sunt găini. Te rog, Daria, vorbește-mi acum la picioare. Vine 55 ori cât? Ori 4. 55 ori 4. 5 ori 4, 20. De răscriem, doi reținem. 5 ori 4, 20 plus 2, 220 de picioare la iepuri. Iepuri, da? Picioare. Scriu pe scurt acum. Picioare. Iepuri. Și la găini va fi 110 ori 2. Și va 110 fi ori 2. Și va fi egal cu 0 ori 2. Cu 220. 220, da? De găini. Picioare la găini. Picioare. De la găini.
așa. Total aici este 440, care e mai mare decât 400. Câte ne dă auto? Simțim că ne apropiem de problemă, fetelor, ne apropiem de problemă. Prima dată mi-a dat 640 față de 400, destul de mult. Am mai coborât numărul de iepuri, 60 și cu 120 la găini, m-am dus la 480. Mai am aproape de 400. Acum 50 dăm. Da? Deci în clipa asta suntem mai aproape, suntem, simțim că ne ducem pe problemă din aproape, aproape, da? Și te rog, Daria, să vorbești acum, cazul. Cazul 4, avem 50 de iepuri. Da. Și 100 de găini. Și 100? Găini. Și atunci găini. Va fi 50 ori 2. 50 ori 4. 50 ori 4. Așa. 50 ori 4, care va fi egal cu 0 ori 4. 0 și 50 ori 4, 20, care va fi egal cu 20. 200 de picioare. Picioare de unde? De la iepuri. Și la găini va fi egal cu 100 ori 2. 100 ori 2. Care va fi egal cu 200 picioare de găini. 200 picioare. Tragem linie și le adunăm și va fi egal cu 4. Și am găsit cele 400 de picioare. Da. Este pentru prima dată când ne conduce, nu? La situația total 400, care e egal cu 400 date de autor. Da? Și atunci suntem încântați. Așa asta tare a fi soluția. Sigur că apare întrebare, nu mai fi și alt echipaj? Ba, da. Noi am mers acum prin încercări. Da? Nu mai fi și o altă situație? Plecând de la 100 înapoi, am ajuns la egalitate, dar mă întreb dacă mai scad. Mai adică plec cu 40 de iepuri, da. Deci dacă am fi la... Dar ce facem? La 45 mergem. Uite, cazul care e 5, mergem cu 45 de iepuri. Și 90. Și obligatoriu 90 găini. De găini. O să fac eu? Da. Eu am făcut două. Hai, Casandra, te rog. Deci, cazul ăsta, cu 45 de iepuri și obligatoriu 90 de găini, cât trebuie să fie dublu, avem ce? Pe 45 ori 4. Așa, 45 ori 4. 180. Fac 100, 180. Picioare de la cine? De la iepuri. Iepuri. Facem 90 ori 2, care dă tot 180. Și 90 ori 2, care fac cât? 180. Tot 180. Aici e spectaculos. Picioare de unde? Găini. Și total? 180. Domn profesor, dar de aici deja constatăm că mereu va scădea. Deci asta se produce. Deci va scădea cu 40. Acum da, și din ce în ce mai... Deci, va scădea, nu va mai crește sau așa ceva. Sigur, deci am descrescut și se descrește continuu, s-a atins un moment când egalitatea s-a produs, dar acum iar și dezechilibru. Da. Într-adevăr, facem cât aici? 300? 360, nu? Da. Care de data asta, cum față de 400? Mai mic decât 400. Da? Da, domn profesor, dar eu trebuie să sesizez că de fiecare dată numărul picioarelor va da egal. Asta. Pentru asta am și făcut. Știu. Dragilor. Nu pot să merg mai departe decât să punctăm că la fiecare caz, în fiecare situație pe care am fixat-o, numărul picioarelor de la găini egal cu numărul picioarelor de la iepuri. Deci, iată, 320, apoi 240, apoi 220 și facem cu alte culoare. Oare nu ăsta este motivul pentru care împărțim cele 400 de picioare? 200. Noroc. 200. Spectaculos! Deci toate cazurile pe care le-am făcut, un număr de cazuri, cum l-ați și văzut, ne-au condus în fiecare situație la acest lucru spectaculos de interesant, foarte important, că în fiecare caz, socotind noi pe rând
situațiile care ne-am gândit, numărul de picioare care provine de la iepuri este egal cu numărul picioarelor care provin de la găini. Numărul picioarelor în cazul al doilea și mai departe. Și acest lucru, faptul că este egal numărul de picioare de la iepuri egal cu numărul picioarelor la găini, mă determină pe mine să împart pe 400. Șterg acum, nu, 400. Nu, nu, nu șterge. Nu, mă, lasă-mă că... Ca să raționați acolo, nu știu cum să fac. Da, lasă-mă ca să-mi continui. Ia, ascultați puțin. Deci pe 400 acela, totalul de picioare, îl împărțim la cât? La 2. Pentru că de fiecare dată am obținut număr egal, asta încearcă domnul profesor să vă arate. Uitați și cu culori pe tablă. Și deci este egal. Două găini, un iepure. Și în felul ăsta... autorul ascunde faptul că numărul picioarelor de la proveniente la găini, de la găini egal cu numărul picioarelor proveniente de la iepuri. Da. De aceea numărul este egal și de aceea aceste 400 de picioare pe care autorul mi le dă, trebuie să împărțim la să 2. Le împărțim la 2. Facem o echipă de la pentru iepuri, o echipă pentru de picioare. De picioare. Și după aceea cu acele 200 de picioare, cum aflăm noi câte găini? Păi dacă știu că sunt de la iepuri toate cele 200. Păi 200 părți la 4, 5. Da, dar ăsta e spectaculos, că am împărțit la 2. Iar pe celelalte 200 de la găini, împărțim la 2, că am avut câte 2 picioare. Și aflăm numărul găinilor. Numai așa putem copii. Dacă nu ne prindem că acel 400 de picioare trebuie împărțit la 2 și justificat. Justificat nu facem problemă. Știți ce aș fi făcut eu la lucrarea asta? Eu, elev și acolo în bancă, aș fi luat în încercări și din încercările astea se sesizam 300. Că numerele sunt egale, că numărul 320, 240, 240 și mai departe. Deci din numărul de încercări făcute acolo, sesizam că în fiecare situație trebuie să numărul care este egal și înțelegeam și aveam argumente, da, deci. Și înțelegeam în felul ăsta, aveam argumente suficiente să spun că împart la 2. Da? Împart totul la 2. Deci dacă am fi acum la examen, așa trebuie să iau cazul, nu cazul 2, cazul 3, cazul 3, cazul 3, cazul 3, cazul 3. Da, câteva situații de astea, ca să-i spune omului acelui care părintează. Păi dar măcar am gândit așa, adică să înțeleagă că totuși am gândit, nu chiar că... Nu, dar am deci... uitat la colegul că, da, am văzut 50 și 100. Da, și faptul că ai făcut chestia asta, tu în momentul în care te plimbe cu mintea pe la situația acestea și spui, iată ce observ, iată, îi scrii cuvinte, iată ce observ, că numărul, în fiecare din cazuri, numărul picioarelor proveniți de la iepuri, egal cu numărul picioarelor provenite de la găini. Și am argumente că este așa, pentru că două găini fac cât un iepure, din cauza asta se întâmplă egalitatea. Și atunci îmi permis să vă spun, de ce împart eu pe 400 la 2? Dacă ar fi dat autorul 600 de picioare, tot așa ar fi trebuit să spunem. 600 împărțit la 2. Da? 600 împărțit la 2. Că ești nevoit să împarți asta la 2, datorită ceea ce i-a spus. Dar să zic că noi n-am ști să facem așa cu cazul. Păi am putea să facem 400 împărțit la 2, că ne dă după, ca să aflăm numărul iepurilor. Nu numărul iepurilor. Picioarelor iepurilor. Fiindcă ei au 4 picioare, facem 200 împărțit la 4 care ne dă 50, înseamnă că sunt 50 de picioare de iepuri. Și găinile, având 2 picioare, putem să facem... 200 împărțit la... Da. Te întreb dacă ți-ar fi dat punctajul. Da. Eu spun așa, profesorul din mine, văzând doar la redactare atât, uite atât am văzut. Da. Păi dacă eu în continuare ideală, n-ai cum să mă înțelegi, da? Scuzați, am întrebat lui Dumnezeu. Da, o secundă. Da. Hai răbdare să mă vezi când am punctat și am dat în pauză. Deci, Daria și cu Flavia. Dacă apare așa, 400 împărțit la 2, egal cu 200. Aceste 200 nu se înțelege ce spui despre ele. Sunt picioare. Că 400 le împărțit la 2. Trebuie să scrie și ce sunt. Sunt picioare. Dar de unde provin aceste picioare? Ale cui pot să fie socotesea? Fie ale găinilor, fie ale iepurilor. Trebuia să ai dovada clară că 200 acelea sunt de la iepuri și tot atât de mine 200 sunt de la găina. Și abia dacă după aceea spui 200 împărțit la 4 egal cu 50
iepuri și 200 împărțit la 2 egal 100 găini, eu văzând aceste trei relații, n-aș fi luat deloc în seamă. Că nu înțelegem nimic. Păi nu înțeleg nimic ce înseamnă asta. Deci, și oricine, altcineva care ar fi avut posibilitatea să citească acestea, nu înțelegea nimic în legătură cu problema aceasta. Deși relațiile acestea sunt corect scrise. Ele te-au dus la 50 iepuri, 200 de găini. Dar dacă tu ai fi făcut cazurile acestea și spun, urmărind eu cazurile pe care le-am făcut, 3, 4, 5, 7 cât ai făcut, sesizez că de fiecare dată numărul de picioare de la găini egal cu numărul de picioare de la iepuri, de aceea împac la 2 pe 400. Fiindcă 400 acelea, adică 200 și 200, înseamnă picioare de la găini și picioare de la iepuri. Și de aceea împart eu pe 400 la 4 ca să văd numărul de iepuri și pe 400, pe 200 la 2 ca să văd numărul de găini. Deci, sunt foarte tare frământat peste nerăbdarea ta, Daria, de faptul că problema trebuie bineînțeles. Dacă, Flavia, tu ai înțeles bine ce am spus, te rog să începi să vorbești. Repetă tu până Trezman, aici. Nu? Da. Așa, ce ai înțeles tu aici, până acum? Bun, deci, într-o fermă sunt 400 de picioare de găini și iepuri. Da. Numărul găinilor este de 2 ori mai mult decât a iepurilor. Excelent. Deoarece iepurii au 4 picioare, găinile au 2. Înseamnă că 2 găini egal cu un iepure. Așa. Bun. Și hai. Nu știu cum să spun. Păi, hai să vedem. Nu știi ce să spui. Așa te afiși acolo în fața foii. Zici, neștiind ce număr de găini și iepuri să iau, am să iau unul la întâmplare. Fie, pentru început, numărul de iepuri socotit de mine 80. După fac 80. Obligatoriu trebuie să iau 160 de găini. Deoarece sunt de 2 ori mai mult decât iepuri. Da. Și adun rezultatul care ne-a dat la amândouă mulțime și vă că nu ne dă, deoarece este mai mare decât 400. Așa că de celălalt... Dar ce observ tu? Ce observăm aici? Observăm că rezultatele sunt egale. Ce care rezultate? Numărul de picioare de la găini egal cu numărul de picioare de iepă, da? Următoare, ce-i face? Păi, apoi căutăm și când... Căutăm în continuare și când ajungem din ce în ce mai aproape de... Nu neapărat de pe toate cazurile acelea. Tu mai încerci altceva, alt număr. Da, când mai încerci altceva și atât. Ești convinsă de faptul că trebuie să micșorezi numărul de iepuri. Din ce cauză? Că numărul de picioare depășește tot timpul numărul picioarelor respectiv. Deci trebuie să iei mai puțin. Și atunci micșorăm și micșorăm. Până ajungem la un număr, noi am ajuns la 50. Da? Așa. Și observăm că ne dă un exact. Deci ăsta este numărul căutat de găini și iepuri. 50 de iepuri și 100 de găini. Da, și observăm că dacă am mai vrea să mai găsim vreunul, dacă ar mai exista, nu am reușit pentru că mereu va scădea. Deci nu ne mai întâlnim cu o situație similară încât numărul de picioare să dea tot 400. Nu se mai întâmplă asta. Dar pe parcursul încercărilor ăsta, ce am sesizat? Amândouă picioarele, adică și de la iepuri, de la găini, sunt egale. Deci am sesizat pe parcursul să spunem, încercărilor respective, am sesizat că numărul de picioare care provine de la găini egal cu numărul de picioare de la iepuri. Acest lucru, dacă l-am sesizat, mă îndreptățește pe mine să scriu 400 împărțit la 2. Adică să rup numărul total de picioare în două grupe. De egale. De ce la 2 egale? Că așa am sesizat din experimentul acesta. Și de ce egale?
Pentru că am văzut că două găini aduc contribuții la picioare, nu cât un iepure. Deci am împart în două și obțin 200 de picioare, care sunt numărul de picioare ce provine atât de la iepuri și 200, același număr și de la găini. Și de aceea împart pe 200 cele care provin de la iepuri. Împart la cât? La 4, că fiecare iepuri are câte 4, ca să văd numărul de iepuri. Și 50. Nu, de picioare. Nu, de iepuri, că de picioare sunt 200. 200, da. 200 sunt totale, cele ale iepurilor, tuturor iepurilor. Da. Și împart la 4 și pe urmă împart la 2 și observ că am în final 50 de iepuri și 100 de găini. Da. Dragilor, și voi care ne priviți, nu este important. Poți să pierzi 5 zile la o problemă. Important este să o înțelegeți. Aici este secretul. Important este să o înțelegem. Și veți, vă las vouă, că Exodus timpul în creștere, vă las vouă să formulați alte probleme, tot în genul ăsta, mișcând numărul de picioare. Deci aici au fost cu 400, da? Da. 400. Și tot dublu. Noi doar schimbăm numărul de picioare. Tot dublu, exact așa. Exact așa. Raportul tot așa. Dar schimbați numărul picioare. Zicem 600 de picioare. 800, 500, 800, 700. Da. Și să vedeți ce secret se ascunde, că este spectaculos. Dar trebuie neapărat să fie 4. Ca să se poate împărți. Da. Se bate la 2. Da. Și pe urmă trebuie să bate și la 4. Exact. Mare atenție. Foarte importantă. Că acum încing problema, de fapt. Este spectaculos. Când vă propun pe jumătatea de problemă, să gândiți alte probleme. Deci, atenție, trebuie să împartă la 2 și ce ne dă câtul? Trebuie să împartă și la 4 și iar la 2. Deci, practic, fiecare să se împartă atât la 4 cât și la 2. Deci, rezultatul trebuie să fie la rândul lui un număr capabil să împartă la 4. Deci, practic, totalul de la început ar trebui să împartă la 8. Că s-a împărțit la 2 și pe urmă la 4. 4, 2, 8. Da, deci trebuie să avem în vedere numele care se împart la 8. Cât e? Schimbat numărul de picioare, ia. Da, da. Asta. Dar putem să vă și facem... Dar faceți, atunci vine, ridică. Faceți numărul, a schimbat numărul de picioare și pe urmă faceți cazurile. Câteva tatonări și nu știu ce poftim. Poți să facem tot așa ceva de genul, adică cum ar fi să pun 600? Păi sigur că da, asta vă cer. Okay. 600. Deci 600 vă cer, 700, 800, dar vedeți... Dar 700... 723. Pune 723 și acum să vedeți de ce vă rogiți. 23? Da, 723. E așa, nu o să fie mai greu la... Dar stai puțin mai greu. Ia ascultați un pic. 723 sau 623 din domn profesor. Sunteți de acord cu el? Nu. Păi puteți să împărțiți pe 3 la 2? Păi dați, păi așa, asta vă vreau. Așa, domnul. Nici vorba așa, să faceți dumneavoastră așa acasă. Exact. Că noi nu facem, noi avem nevoie să se împartă mai întâi la 2. Dar putem chiar încercat. 622 poate, dar zic așa. Am putea să încercăm să punem da, toate suma numărilor să poate împărți. Să punem un număr impar. Ai 600, m-am gândit la 700, da. Care să îl împărțim tot la un număr impar. Adică tot așa, să zic, să avem găini, iepuri, și cocoși. Da. Și am făcut cum vrei. Da, și am putea pune un număr impar care se poate împărți la 3. Să vedem, să vedem. Deci, aveți libertatea totală. Pe modelul acesta, pe capul acesta de așa, să discutați și să încercați. Și data mâine, mâine discutăm mai... Poimâine, când o să vină. Important este că încercăm, atenție, mă, încercăm să pătrundem și să facem și noi probleme care să, despre care să spuneți așa, așa se poate, așa nu se poate. Mai aveți și aici. Punctul B. Și aveți și punctul B. Da? Și vă gândiți la punctul B. Da. Ne oprim aici, dragilor. Spectacol a fost. Nu, oprim, trebuie să... Sinteza, da, sinteza... Sigur că da. Problematic. Metoda falsă ipoteze am avut aici, nu? Da. Am presupus că ar fi așa, ar fi așa. Așa. Deci, sinteza zilei. Scrie și ai? Da. Zilei. Adică ce am făcut? Ce chestiune am făcut? 1. Metoda falsei ipoteze, nu? Metoda falsei ipoteze. Metoda figurativă. Am prezentat segmentele. Ce bucă? Metoda figurativă.
Dar ea ce auzi pe jos? Metoda Jules. Probleme. Probleme, da? A. Fiți creativi, asta vă invită domnul profesor. Fiți voi autori. Deci, jucați-vă. Este, nu se cer pentru începând, acesta lucru nu s-a întâmplat niciodată. Este stare de șoc pentru toată lumea care ne... Exact, să vedeți că autorul ăla, vorba domnului profesor, tot om e. Sigur că da. Domnul profesor, pe baterie ați mers, da? Iară. Da? Da. La revedere. Merg, nu uita de like și share. Bravo!